Președintele Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca, a participat la seminarul cu tema Fondul pentru tranziție justă. Cum pot sindicatele să protejeze drepturile lucrătorilor care fac obiectivul reconversiei? Organizat în sala de ședințe a Palatului Administrativ, evenimentul a abordat o temă de actualitate, respectiv schimbările climatice tot mai evidente și impactul lor asupra economiei, societății și vieții cotidiene. Despre provocările pe care le-a întâmpinat de când a preluat conducerea Consiliului Județean Caraș Severin, despre profilul industrial și parcursul post-decembrist al județului a vorbit în deschiderea evenimentului președintele Romeo Dunca. Tot cu acest prilej au fost prezentate proiectele administrației județene, fiind punctate investițiile privind renovarea energetică a clădirii Muzeului Banatului Montan Reșița, a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Cristiana Bocșa și a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș, astfel încât să devină eficiente din punct de vedere al consumului energetic. Unul din cele mai importante proiecte ale Consiliului Județean Caraș Severin este cel prin care vom amenaja în regiunea vest 1729 km de trasee cicloturistice, proiect depus în parteneriat cu județele Timiș, Arad și Hunedoara. Doar în Caraș Severin, aproximativ 700 de kilometri de trasee vor uni toate obiectivele turistice din județ. Preocuparea noastră, a mea, a primarului municipiului Reșița, Ioan Popa, și a altor edili este să punem în valoare tot ceea ce este frumos și să facem în acest fel încât în acest județ calitatea vieții să crească, a declarat președintele Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca.